o carte de Consiliul Municipiului Municipal, o sumă de foarte mică, simbolică, de 20.000 de lei, pentru că pentru un așa proiect trebuie să fim crezut că cetățenii au nevoie de el, erau colegii suspicioși și s-a hotărât ca pentru acest proiect lor, vedem cum merge lucrările, cum demarează acest proces și deja anul acesta s-a alocat 120.000. Desigur, nu e ca în Chișinău un milion și ceva de lei, dar este bine pentru că au fost inițiative civice din partea cetățenilor noștri. Suntem foarte bucuroși. Acest proiect buget civic își propune, tot este idee luată din Polonia. Am fost în 2015 într-o vizită de studiu, unde am aflat despre această bugetare participativă. Și deja când am revenit, am luat inițiativa să implementăm și la noi municipiu această inițiativă. Am invitat experți polonezi care ne-au organizat două misiuni rotunde, ne-au ajutat cu elaborarea regulamentului de implementare, cu alte sugestii și expertize de experți polonezi. Și vedem că acest buget civic este un mecanism foarte bun de implicare a locuitorilor în procesul decizional, ei să participe activ în procesul de implicare, de luarea deciziilor unde să fie folosiți până în prezent această sumă de bani. Și cu ajutorul bugetului civic lumea poate să vadă, să vedem să discuta, colabora cu partea publică locală, ei învață mai bine cum se cheltuie acești bani și pe ce anume. Una devine mai responsabilă și interesă această dezbatere de tot ceea ce înconjoară. Ei sunt, se implică în rezolvarea problemelor comunitare, ceea ce ne ajută ca să devenim mai prosperi și să trăim și noi cu alte posibilități, cum ne-am dorit și noi să trăim ca este hotare pentru ISM. Anul trecut în municipiul Bălți au fost depuse 6 proiecte, iar ce suma era mică și proiectele acestea erau tot, suma era mică. Procedura de votare, iată aici și comisia de implementare, avem și comisia de implementare, totul este oficial, conform decizii primarului, tot regulamentul a evaluat aceste proiecte și ele au trecut la etapa de votare. Repede am să vă spun despre ele. Avem proiect a fost depus de un grup de inițiativă, de tineret, ei au vrut să facă socializare pentru tineri anticapenia. A doilea, a luat un grup de inițiativă să instaleze 3 grăni și 2 urne într-o regiune a municipiului. Al treilea proiect a fost că vreau să fac un marcaj pentru pietoni și să instalez 2 indicatoare într-un sector. Al patrulea proiect era un proiect al grupului de inițiativă care să promoveze sportul și să organizeze un turneu de mini-fotbal în municipiu unde să implice tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani. Alt proiect a fost Inima Verde, vreau să construiască o platformă de selectare colectivă a deșeurilor într-o regiune. Și al șaselea proiect era să creeze o parcare pentru mașini lângă un loc de locuit. Niște inițiative din partea unui locuitor a unui loc de locuit. Anul trecut, ca și anul ăsta, din păcate, votarea se face doar offline. Anul trecut a fost în 6 școli, anul ăsta în biblioteci. Iată, aceștia sunt participanții proiectului de anul trecut. Iată, am implicat voluntari, ei stăteau câte 2 ore prin școli, veneau și votau cu buletin de vot pe care tot l-am elaborat noi. Și iată proiectul cu... au câștigat 3 proiecte. Primul loc, 566 de
oamenii au votat, în total au participat 1331 de persoane. 66 de voturi au luat proiectul Inima Verde. Din păcate, el în prezent nu este implementat, deoarece au apărut divergențe și probleme cu contractul de concesiune, pe care noi îl avem la toți 49 de ani și ne prevede acolo cineva să colecteze selectiv. Dar sper că între timp ceva se va face și acest proiect va fi mult implementat. Locul 2 a luat Anticapeneaua, spațiu de socializare a tinerilor și acolo să vedem. Locul 3, turneul acesta de minicon, care a fost organizat, vedeți participanții, două zile ei au făcut acest turneu, au implicat centre municipale, adolescenți care în genere nu au tangență cu fotbal, a fost vesel. Mai mult ca atât, ei au solicitat 3.000 de lei și undeva de 3.000 și ceva de lei au făcut un fel de fundraising pe la agenții economici și au procurat adițional 3.000 pentru participanți, pentru că în acest 3.000 de lei au solicitat cupe, certificate, medalii de acestea și respectiv de ceilalți bani, ei le-au procurat adițional cadouri pentru acești păcălași. Al doilea proiect Anticafenea, ei în cadrul unui centru de resurse pentru tineri și adolescenți au creat acest spațiu de socializare. Ei au solicitat 7.000 de lei. În aceste 7.000 de lei, ei și-au procurat lemne și credeți că au făcut totul singur. Mesele acestea, pernuțele, toate decorațiunile și pierdere pentru acest spațiu. Acum ei promovează acolo diferite activități, serii de lectură, jocuri de socializare, serii culturale, dezbateri, ceva interesant. Anul acesta deja proiectul bugetul civic 2016, ediția 20, nici așa, au fost mai activ cetățenii, au depus 13 proiecte, două proiecte nu au fost admiși de către comisia de evaluare, pentru că un proiect avea suma prea mare, mai mare decât suma alocată de 120.000. Alt proiect nu a întrunit toate condițiile din reglamentul propus de implementare. Și acum avem 11 proiecte care, din data de 4 septembrie până în data de 14 septembrie, o să fie votarea. Noi, iată, așa de scurt, aceste proiecte sunt diverse. Lumea dorește să amenajeze loc de joacă într-o grădiniță, să propune mobilier pentru școala sportivă, 60 de scaune, să organizeze, iată, dar cu o dată de viață sănătoasă. Acești tine vreau să facă ediția a doua a turneului de fotbal pe care l-au câștigat anul trecut. Deja ei solicită 20.106 lei, pentru că vreau să implice peste 200, în jur de 200 de adolescenți. Am proiect să construiască o platformă modernă pentru colectarea deșeurilor într-o instituție preșcolară, să doteze o serie de grupe pentru copii, alt proiect. Prin joc spre cunoștințe, vreau să amenajez un spațiu de joacă pe teritoriul altei școli. Fai cu noi un proiect ca să reamenajeze parcul sau prin principal să instaleze urnile cu noi. Noi și o cameră de luat vedet ca să responsabilizeze pe cetățenii. Proiect este crearea unei zone de fitness pe teritoriul Centrului Comunitar de Sănătate Mentală pentru beneficiari sunt aceste persoane bolnave mental. Am proiect depus de un grup de tineri să creeze o sală de terapie în cadrul Centrului de Resurse pentru tineri. Pe urmă, crearea unui centru de experiență pentru copii cu cerințe educaționale speciale în cadrul unui școli, unui liceu, să amenajeze un teren joasă în cadrul unui preșcolare și să instruiască tineri din familie social vulnerabile prin practicarea sportului. Dacă ne uităm, facem așa un calcul, toate aceste sume depășesc 300, undeva am acolat 6.000 de lei. Noi avem pentru anul ăsta 120.000 de lei, respectiv etapa de votare va totaliza și va identifica acei potențiali implementatori acestor proiecte și deja vom vedea. Anul ăsta noi facem votarea
în biblioteci, în același timp o să promovăm și bibliotecile, pentru că mulți posedonici nu știu unde se află toate filialele în municipiu. Și iată, acum recent am transportat în biblioteci pletine de vot, urnele, totul este bibliotecarele așa foarte entuziasmate această procedură de votare. Sperăm că o să implice mult mai mulți cetățeni decât anul trecut. Vă spun că au participat vin la votare cu pletine de vot, pentru că acolo o să introducă seria și numărul buletinului, pentru ca să fie mai confidențialitatea este garantată, să fie mai responsabil ca să nu voteze dublu, chestii de genul, vor vota doar locuitorii municipiului Bălți și două comune care în cadrul municipiului. De la 16 ani în sus, la noi tot au fost cu susținători, lista de susținători era de 20 de oameni, au colectat semnăturile acestea, tot grupul de inițiativă erau de 5 persoane. Iată că asta este despre participarea, generarea participativă la noi, la Bălți. Și în final, hai, am să vă arăt, acesta este reportaj cu acești, acești inițiatori, cum ei sunt entuziasmați. Între timp vreau să vă spun că da, au fost mai multe probleme în implementarea acestor proiecte, deoarece clasificarea bugetară nu prevede un program separat pentru bugetul civic și respectiv aceste sume se pierd prin sistemul ăsta și este greu de controlat. Dar ne vom strădui pentru că nici în Polonia nu există lege cu privire la implementarea bugetului civic, tot așa ca și noi se repartizează pe direcții, deja ele implementează proiecte care țin de departamentul de secția lor. Sergiu, ești bine, o să vă mulțumesc.